Concursul Slatina acasă la Eugen Ionescu este o activitate culturală extrașcolară derulată pe două secțiuni. Prima secțiune a manifestării este reprezentată de un concurs literar în care elevii vor redacta un eseu. A doua secțiune este reprezentată de un concurs de pictură, colaj sau grafică pe calculator, în care elevii trebuie să exprime vizual ceea ce le sugerează un fragment dintr-o operă a scriitorului român dinainte stabilită. În cadrul fiecarei secțiuni, tematica pentru concurs va fi diferențiată pe două niveluri, respectiv elevi din clasele 5, 8 și 9, 12. În perioada 14 noiembrie-4 decembrie va avea loc cea de-a șasea ediție a concursului Acasă la Eugen Ionescu. Acest concurs literar se adresează tuturor elevilor din municipiu din clasele 5-12. În acest sens, pe pagina de Facebook a primăriei Slatina deja a fost postat regulamentul de organizare al acestui concurs, respectiv modalitatea în care el va avea loc. Ce pot să vă spun este că în data de 14 noiembrie, când va începe practic acest concurs, va fi postat atât pe pagina de Facebook a primăriei Slatina, dar și la sediile tuturor unităților școlare din municipiu. Directorii unităților de învățământ au obligația de a aduce la cunoștință tuturor elevilor din clasele 5-12 regulamentul de organizare a manifestării și de a asigura înscrierea celor interesați în concurs. De asemenea, în cadrul ședințelor cu părinții vor asigura informarea acestora cu privire la acțiunile derulate în cadrul manifestării. Premiile se vor acorda la fiecare ciclu de învățământ, respectiv 4 elevi din cadrul unei secțiuni și vor fi cuprinse între 200 și 1000 de lei. Subiectele acestei competiții. Vorbim de un concurs care este organizat pe două secțiuni, respectiv un concurs literar și unul artistic, ce constă mai exact într-un concurs de pictură. În acest sens, elevii care se vor putea înscrie trebuie să știe faptul că câștigătorii vor primi premii ce constau în bani. Mai exact vorbim aici despre sume cuprinse între 200 și 1000 de lei. Comisia de jurizare va avea în componență 10 persoane și va fi constituită prin dispoziția primarului municipiului Slatina. Și anul acesta vor fi acordate premii de popularitate elevilor ale căror lucrări vor aduna cele mai multe like-uri pe o rețea de socializare. Câștigătorii concursului vor fi anunțați în data de 6 decembrie.